Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21, la ora adevărului. Bună seara, domnilor, domnilor, bun găsit la ora adevărului în această seară, așa de final de weekend. Aducem în revistă o serie de probleme importante care s-au petrecut la nivelul județului Gorj. Vorbim ceva politică, discutăm și ceea ce s-a întâmplat între timp cu echipa de la SOS Gorj, dar punem pe tapet și niște probleme de interes local și județean. Discutăm despre zona metropolitană, o himeră despre care mulți dintre noi nu știm nimic. Este o chestiune care mănâncă ceva bani publici de la mai multe localități din județul Gorj. Ceea ce ne oferă, în schimb, zona metropolitană sau cei care lucrează la zona metropolitană este un mare zero. O să discutăm despre acest lucru. Evident, discutăm și despre o serie de investiții care sunt sau nu sunt benefice pentru comunitate acolo la Câlnic. Toate cu invitatul meu din această seară. Vali Peptănatu este avertizor public în această calitate, este în această emisiune în această seară. Și o să trecem așa ca prin mașina de spălat o serie dintre aceste lucruri pe care deja vi le-am enumerat. Am câteva documente pe care o să vi le prezint pe parcursul emisiunii și vă atenționez de acum că am solicitat sau am încercat să intrăm în legătură cu autoritățile despre care vom discuta în această seară, dar din păcate n-am găsit fie înțelegere, fie răspuns, fie informațiile solicitate. Bună seara, Vali! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că tot timpul la TV Sud găsesc posibilitatea de a prezenta cetățenilor județului Gorj, care mai locuim încă pe aici, cum se scurg banii publici, cum unii și-au găsit business-uri pe spinarea cetățenilor din județul Gorj și cum statul român și Uniunea Europeană finanțează lucruri care ar trebui să fie în folosul comunității, dar ele de fapt sunt făcute în folosul constructorilor și de campanie electorală pentru unii șmecheri, iar cetățenii nu vor beneficia niciodată de aceste lucruri. Investiții. Yes. Discutăm și de aceste apeluri, dar înainte de orice trebuie să le spunem telespectatorilor ce ați mai făcut. Sunteți un grup destul de numeros care ați făcut parte din SOS Gorj. Momentan sunteți pe margine și studiați piața politică. Eu am văzut foarte multe frământări în ultima perioadă și vreau să te întreb așa, cum ți se par partidele? Să le luăm pe rând. Ce vezi că se întâmplă la PSD? Prima dată să nu vorbim de PSD, să vorbim în situația actuală care se află județul nostru în prezent ca și campanie electorală. Noi, cei care am fost scoși nedrept, cum s-ar zice, pe ușa din dos din politică datorită unor orgolii locale și a unor ambiții de la centru, deoarece deranjeam pe unii aici prin modul nostru de organizare, gândire și stilul de a face ceva, să schimbăm în folosul cetățenilor și a societății modul de a face politică, am încercat să stăm cât putem de departe de partidele care au avut contribuții majore la distruge România economic, social și politic, deoarece se vede clar că județul Gorj se depopulează masiv în ultimii ani, iar la Târgu Jiu este un exponent, adică din 90 și ceva de mii care ne băteam să facem 100 de mii de locuitori, am ajuns pe undeva pe la 70 de mii de locuitori. Faptul că nu ne-am grăbit deocamdată să batem palma cu o formațiune politică. Dar ați fost scurtați. Avem 3-4 discuții, chiar ieri am avut două discuții cu doi lideri de partid importanți din România. Nu ne-am grăbit pentru că noi am cerut niște garanții. Adică garanții, prima dată, ce constă în aceste garanții? Că cei pe care noi îi vom selecta să intre în organele deliberative, Consiliile Locale și Consiliul Județean Gorj, vor fi lăsați să-și facă datoria și să nu fie obligați să voteze cum vrea anumite interese de grup. Adică când va fi un proiect bun al PSD-ului va fi votat, când va fi un proiect bun al PNL-ului va fi votat, când USR-ul va încerca să producă un efect bun pentru societate, nu gen gândaci sau LGBT, îl vom vota. Dar vrem și noi să fim înțeleși că noi, dacă intrăm acolo în consiliile locale, noi intrăm să facem afaceri, noi nu intrăm să facem alianțe de dragul de a avea beneficii, deoarece suntem sătui de cei care fac afaceri prin Gorj s-au pus pe treabă,
că e unul care e subiect la toate televiziunile naționale. Nici nu mai e loc să mai faci afaceri cu statul de acel domn. Ba România te iubesc, ba păi la Antena 3, când auzi, hai la treabă. Hai la treabă, dar noi nu vrem hai la treabă, noi vrem hai să aplicăm legea, hai să fim corecți cu cetățenii și să încercăm să stopăm acest exod. Ca să stopezi acest exod, trebuie să creezi omului un confort. Și confortul cum îl faci? Adică să accesi pe piața muncii cu noi firme, cum s-a făcut și la Rovinare. Adică într-un oraș care a scăzut de la 13.000 la 10.000, văd că în perioada asta, ultimilor ani, s-au creat 2.400 de locuri de muncă. Adică 25% din... Ce se întâmplă la Rovinare este... Pe când la Târgu Jiu nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic. Vorbim și de județul Gorj. Afară de Rovinare și puțin vorbim așa prin alte părți, la noi totul pe restructurare. Păi gândiți-vă că CEO a intrat pe linia de final. Când va dispărea și acest colos energetic de care este legat economic, social și demografic, cum s-ar zice, județul Gorj, vom ajunge mai rău ca Botoșaniu. Iar soluția noastră a celor care am făcut parte din SOS, am zis să rămânem toți grupați sub comanda lui Sorinel Boza, l-am desemnat pe Adrian Pinoșanu și pe Sorinel Boza să găsească cea mai bună soluție. Nu suntem obsedați de a candida și în cazul în care nu vom găsi o formațiune politică să ne accepte condițiile noastre de a fi pentru cetățeni, adică nu intru într-o alianță să spună, știi, intră doi de la voi, intră doi de la noi, intră unul de la voi, unul de la noi. Pentru că nu am încredere, ce am văzut în clasa politică locală, majoritatea care sunt acum pe piața electorală scoși, cum s-ar zice, la tarabă, nu au decât interese, s-au plimbat de la PNL-ul la PSD-ul în ultima perioadă, m-au îngrozit, deci toată viața ei s-au declarat de dreapta și acum au trecut la social, la stânga. Cei care spun că mi-e schimbă viața în bine, polul celălalt de dreapta, USR-ul, PMP-ul, Forța Dreptei, sunt cei care ne-au ținut închiși în casă în pandemie, cei care ne-au îndatorat ca stat prin achiziționarea a zeci de milioane de vaccinuri, cei care ne-au îngropat morți în saci și cei care pur și simplu ne încearcă să ne spele creierul că e mai bine să mâncăm gândaci, lăcuste, furnici sau LGBT. Ei promovează acum vrăjeala, domnule, am rezolvat legea pensionării. Da, ai rezolvat legea pensionării, e un drept al minerilor și al energeticienilor. Dar județul Gorj nu sunt cei 3, 4, 5 mii de oameni care au ieșit la pensie. Ce facem cu ceilalți 200 de mii care au mai rămas? Din 300 de mii, nu știu dacă mai suntem 200 de mii activi să locuim în județul Gorj. Iar cei care îi propuneam noi pentru consiliile locale, în anumite localități, fie ele comunale, sate, să fie reprezinte sate și comunități în comune sau Consiliul Județean Gorj sau Consiliile Orășenești sau Municipale, aveau un singur obiectiv, să intre cei mai buni dintre noi și aceia să-și iau un angajament cu cetățeanul că nu vor face decât politica locală, adică nu politica națională a partidului sau a intereselor de grup al celor care conduc. Și de aceea nu ne-am grăbit să facem pasul. Sunt multe partide la nivelul județului Gorj, sunt unele care se văd, unele care se văd mai puțin. Eu vreau să te întreb așa, ca și nu vreau să intrăm în miezul fiecărui partid politic, dar s-au întâmplat lucruri. La PSD partidul crește, toți primarii de la PNL fug la PSD. Ți se pare un lucru bun ca să avem un PSD cu o majoritate de peste 80% de primari doar la un partid politic, chiar dacă voi o să candidați de la un alt partid? Cum mai poți să faci ceva atâta timp cât toată lumea este PSD? Știi care e problema, Ana Maria? Problema este a cetățeanului. Pentru că din 90 până în prezent, oamenii nu văd. Sunt aceleași mutre cu aceiași personaje care au scot dinții și rânjesc frumos la populație. Nu-i caută decât la 4 ani odată. Le vorbesc frumos, odată îi găsești pe la Vers. Anul viitor, dacă nu le mai merge pasența, îi găsești pe la Liberali. După aia îi găsești pe la PSD-ul. Și să mută în trend cu traseismul politic, după interesele lor. La noi nu avem o clasă politică care să spună eu sunt de centru dreapta, eu sunt de centru stânga, eu sunt de stânga, eu sunt de dreapta, eu sunt naționalist, eu sunt libertin, gen USR și alte fracțiuni politice. Deci la noi totul se rezumă la interes. Nu vă uitați că cei care fac migrările ăștia sunt cei care au beneficiat de privilegii, de exemplu, anumiți primari. Cam înțeles că mai sunt de plecat de la PNL, cred că asta și vreau să zic. Cred că și cel de la 14-15 de la ultima ședință de BPJ de ieri. Au fost 9. Deci înseamnă că mai pleacă 2 2 vehiculează lumea, nu știu eu că n-am vorbit cu ei. Unul se zice în mediul online și pe stradă că ar fi Dumitru Vulpe, care are vreo 4 mandate pe la PNL și acum
Dintr-o dată din galben, din galben, fuge repede la PSD, o să face roșu. Deci din liberal nu mai contează doctrina, contează votul, contează să rămână pe funcția care e, nu mai contează ce a vrut cetățeanul să voteze, că unii poate chiar își respectă doctrina. Ce, domnule, eu sunt liberal din tată în fiu și votez cu liberalii. Acum se va trezi că omul lor s-a făcut socialist. Da, asta e. Și cea mai altă zvon ar fi că și cel de la Roșia de Amaradia ar trece. Așa spune lumea prin oraș, că ar fi auzit în mediul tot așa al PNL-ului. Asta nu, mă surprinde faptul că domnul Cotojman pleacă. Nu, eu spun ce vorbește lumea, nu că știu eu de la domnul Cotojman sau că am auzit pe domnul Cotojman. Mă miră faptul, adică bai, fost lângă un om politic, fie el și Iordache. Iordache nu-i prietenul meu, nici nu l-am spus niciodată, dar nici nu-l urăsc, nici nu sunt în dușmănie cu el, dar chiar așa pe față, în ultima sută de metri, să fugi ca un laș, să nu-ți asumi politica care a dus-o partidul tău 4 ani de zile, de, că e dezastru la București. Și normal că, fiind dezastru la București, se răspunde împotriva celor de la Gorj. Și tu să te duci acum să începi să păcălești electoratul, că de fapt tu nu erai liberal, erai scufița roșie și te-ai îmbrăcat în lup și acum ești lupul și hai să trecem la PSD-ul. Nu se poate. Nu mai puteți prosti la infinit. Trebuie să venim cu oameni noi, cu copii noi, să venim cu soluții. Uitați-vă, sunt orașe moarte, cum a spus și prietenul meu care l-am avut aici în emisiune. Acum 2 emisiuni. Marius Drăgoescu de la Cărbunești. Dacă nu facem ceva, o schimbare, Cărbunești va arăta și peste 20 de ani tot la fel. Pentru că nu se vrea să se facă nicio schimbare. La Târgu Jiu. Eu nu spun că primarul Marcel Romanescu trebuie schimbat. Că nu am eu competența asta. Dar omul care este în Târgu Jiu și vede că din 90.000 a rămas 70.000, trebuie să vadă, bă, ce a făcut Cârciumaru, ce a făcut Aurel Popescu, ce a făcut ăsta. Mai merită să mai votăm? Și știți unde e problema? Cancerul. Cancerul e în Consiliul Local. Organul acela deliberativ, unde se adună toate personajele ăștia care provin de la diverse formațiuni politice, intră pe o formațiune, după aia fac înțelegeri cu altă formațiune și votează cu aia, nu mai contează cine a trimis acolo. Și până la sfârșitul mandatului se transformă unii intră partidul doar, care trebuie. Da, partidul care trebuie. Unii intră doar pe scandal, zice, noi facem opoziție. Da, mă, faci opoziție, dar fă și ceva constructiv. Arată în cam 4 ani, nu doar ai contestat toate alea ce a făcut PNL-ul, PSD-ul, USR-ul și l-a mai fost pe acolo. Arată că ai făcut și 2-3 proiecte care societatea în care trăim beneficiază. Pentru că, uitați-vă, o aberație, și asta o vorbesc așa la modul general, fără să ne întrebe pe noi cei 130.494 de cetățeni care plătim taxă la șmecherie, ca să-i taxă la șmecherie, plătim 2 lei la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Zona Metropolitană în Târgu Jiu. Da. Păi băi, consilierilor local de la Târgu Jiu, că aici e cazul meu, m-ai întrebat vreodată dacă eu sunt de acord să plătesc 2 lei pe an pentru ce? Ca să-și ia președintele de acolo, Alin Văcalu, salariu și cu ceilalți? Eu nu sunt de acord cu chestiile ăștia. Ați mai mufat voi ăștia care ați făcut această asociație, Sanchi, că dezvoltați comunitatea, încă 2 orașe, Bumbeștiu și Tismana, și localitățile Arcani, Bălești, Bălănești, Ciupercen, Câlnic, Dănești, Drăguțești, Godinești, Lelești, Mușetești, Peștișani, Runcu, Scoarța, Stănești și Lelești, fără să-i întrebați pe oamenii ăia, bă, voi vreți să dați 2 lei să vă oprim din taxe și din impozite pentru fiecare. Nu, dar nu puteau să găsească și o altă modalitate de finanțare, pentru că, din ce văd eu, într-un răspuns transmis Asociației Centru Civic Valea Sadului... Mi l-a dat adresul pe care îi mulțumesc. Care ne și invită la Bumbejiu să vedem cum arată orașul. Cei de la Târgu Jiu au evitat. Știau că azi am emisiune, le-am spus că îmi trebuie. De pe data de 20 ianuarie mă rog de ei să-mi dea răspunsul. Nu poate să-l deranjeze pe Alin Văcaru să-mi spună, domnule, noi pentru tine plătim 2 lei. Și uite, pe lângă tine, încă 73.545 de tâmpiți plătești și ei 2 lei. De ce? Că așa a vrut un consiliu local bolnav, care nu au în cap decât afaceri, business-uri, și când e vorba de ei și de interesele de grup, sau cineva să-și obțină un loc de muncă și să nu facă nimica, că asta pur și simplu nu produce niciun efect bun societății noastre. Că eu nu văd nimica, că dacă te uiți în statut, sunt tot felul de prevederi. Mamă, dar sunt pe vreo 3 pagini că vor face pentru noi. N-au făcut, n-am făcut nimic. De din 90.000 am ajuns 70.000. Unele sunt pur și simplu teorii. Atunci, tu, cetățeanule care votezi, ce mai cauți cu personajele ăștia în Consiliu? Azi v-au băgat 2 lei pentru zona metropolitană. Mâine, poi mâine, o să fie în tren cu moda și o să vă bage și certificate de carbon.
să plătiți la locuință. Nu, da, mâine o să ne bage 4 lei. Și păi cine... lasă, 4 lei se indexează cu inflația, că crește salariul, crește și fraierul. Ne întreabă cineva pe noi dacă suntem de acord să dăm lei ăștia așa, păi pentru această asociație. Nu ne-a întrebat nimeni, normal trebuia făcut o... Fără activitate? Nu e problema, ne întreabă cineva pe noi că trebuia să facă un referendum, bă, voi vreți în asociația asta să intrați. Aia trebuia să ne întrebe. Peptenatule, Gheorghe, Vasile, Zamfire, Pinoșene, hai la referendum și întrebăm, noi vrem să facem asociația zona metropolitană. Păi ce legătură are Godineștiul cu zona metropolitană Târgu Jiu? Că te duci 30 de ani. Mănâncă o pâine pe Târgu Jiu. Mănâncă Târgu Jiu de acolo. Da, într-adevăr, și eu când am citit, am înțeles povestea asta cu localitățile din jurul municipiului care vor beneficia de calitatea asta de zonă metropolitană, dar așa cum ziceai și tu, faptul că se plătesc acești bani, adică cineva ne bagă mâna PNV așa în buzunar, fără să ne fi întrebat cineva, mi se pare prea mult. Iar nu cineva, clasa politică. Efectul, n-am văzut nimic, adică Ana Maria, cu ce mă încălzește pe mine clasa în zona politică, metropolitană? Clasa politică inventează. Sunt din ce în ce mai mulți pumpincuriști, sunt din ce în ce mai mulți valeți, sunt din ce în ce mai mulți de ea cu capul în pământ care trebuie să primească și ceva, un ciolan, și atunci ce zice? Facem zone metropolitane, băgăm din nou armata, că au și ea copii, îi trimitem la tot ai noștri, ca la poliție. La poliție îi găsești pe ai noștri, la parchet pe ai noștri, la judecătorie pe ai noștri, facem și armată, chemăm proștii, la început voluntariat și după aia obligăm să fie permanent, ca noi să putem să îndatorăm statul român să cumpărăm armament când ne batem cu extraterestrii și să putem să ne angajăm pe ai noștri. Păi hai să mai facem două, trei asociații, ca să trebuie asociații, un ONG. Da, da, faza este, faceți dragilor, dar nu ne mai băgați mâna în buzunar, păi pentru nu, că atâta banii... timp, eu nici nu știam că eu, de fapt, sunt membră în această asociație și mai și plătesc 2 lei, știți? În fine, pe lângă păi mine nu, mai este și familia... Dacă întrebați din 1528 de oameni, nu cunoaște nimeni. Că este membră în această asociație. Spun așa, telespectatorii noștri, eu după impozitul plătit se pare că locuiesc în zona metropolitană, spune doamna profesor Adina Cerbu, după haitele de câini care bântuie prin cartiere, aș crede că locuiesc în comuna Târgu Jiu. Păi și la Arcan, cu la semafoarele inteligente, puse din loc în loc, care mi-aduc aminte că trăiesc în România normală și educată. Oția domină non-stop, ne spun telespectatorii, foarte bine punctat, în Gorj este mafia mare și alte exemple de genul acesta, în Gorj este circ, curcubeu, sunt toți politicienii, respect maxim pentru noi, mulțumim domnule Marius pentru aprecieri. Cert este că încercăm să vă aducem aici, în fața dumneavoastră, un subiect care este interesant și mănâncă niște bani. Hai să vă spun lista cu cetățenii. Valia a și făcut o listă cu numărul de locuitori, a și calculat cât plătesc fiecare și cât se adună de fapt anual la această asociație. Târgu Jiu. Vorbim pe recensământul din 2021, luat de pe Wikipedia, nu inventat de mine cifrele respective. Apare cu 73.545 de fraieri care plătesc. Bumbejiu apare cu 7.684 de fraieri care plătesc. Tismana plătește 6.359 de fraieri. Arcanii plătesc 1.363 de fraieri. Băleștii plătesc 7.309 fraieri. Bălăneștii 865 de fraieri, care cred că nu ne-a întrebat nimeni dacă vrea sau nu vrea. Cu siguranță. Ciupercenii, deci, bag în foc. Are 1.528 de locuitori care plătesc. Câlnicu, la domnul Vulpe, pe acolo nu se pune problema, le face și 5 lei dacă vrea domnul Vulpe, are 2.214 locuitori care plătesc. Domnul Vulpe a întrebat pe ea prin comună, domnule, vezi că vă iau 2 lei din impozit și trimit lui Văcaru. Da, Vali, dar n-a făcut-o nimeni. Dăneștiu, 4.703, Drăguțeștiu, 4.969, Godineștiu, 1.855 de cetățeni plătesc, Leleștiu, 1.779, Mușeteștii, 860 de locuitori, Peștișanii, 3.535, Piguia a întrebat pe oameni dacă îți dea acord să plătească 2 lei. Nu i-a întrebat. Runcu, 1.116 locuitori care plătesc, Coarța, 5.529, cred că ne-ai ăla și uitat că se întrebe pe cei de acolo dacă îți dea acord să plătească sau nu plătesc, că nu prea îl interesează pe ce fac oamenii pe acolo, îl interesează de lui. Stăneștiu, 2.232 plătesc și acolo și Teleștiu, 3.047. În total, suntem 130.494 de oameni cărora nu li s-a cerut la unul măcar dintre ei dacă e de acord sau nu să plătească 2 lei, iar în final,
noi ăștia toți 130.494 plătim 260.988 de lei. Adică anual. Anual, adică deci 21.000 miliarde de lei. Da, da, adică 21.749 de lei. Lunar. Bravo, mă, ne facem și noi ONG-uri și mâine spun zona metropolitană Oltenia. Și mai băgăm vreo 3 județe și stăm acasă. Da, valid, atunci trebuie să fiți în consiliul local și să trageți frâiele necesare, că nu poate vreau, oricine. Nu vreau în consiliul local. Nu poate unde oricine să facă așa dacă ceva. Dacă facem ceva, să facem ceva să fie pentru oameni. Nu să intrăm în consiliul local să ne gândim cum să mai punem bilul pe oameni, cum să-i mai jecmănim, cum să-i mai prostim. Mă uit în fiecare zi gara către pe acolo de merg la sală. Gara pustie. Pe altă dată circulă lumea, vedeai că pleacă la Rovinari, că pleacă la Sadu. Vin, circulă, da, veneau oameni în oraș, veneau oameni în oraș că aveau locuri de muncă. Acum trece pe acolo 10 că a trecut COVID-ul. Nimeni. Da, un situația nici în autogară nu e bună, să știi. În autogară mai pleacă studenții, mai pleacă ăștia care pleacă în străinătate și ăla. Și de-aia vreau să spun, pentru ce plătesc eu? Și când spun că nu intru în cârdășie cu partidele care au distrus economic, păi nu mă interesează PSD-ul, nu mai am prieteni mai mulți la PSD-ul decât în alte partide. Treaba lor, drumul lor în viață e stabilit, au doctrina lor. De la ei n-am văzut să fugă la alții, dar de la PNL-ul m-au speriat. Rup gardurile, și pe mine să spun drept. Rup gardurile, zici că la concurs. Bă, când auzi, gata, vin alegerile. Hai la PSD-ul. Bă, dar ce vă fac aia, bă, la PSD-ul? Lumea în final trebuie să voteze. Că nu dar ai văzut ce a zis domnul Weber? Că el nu le-a spus nimic și că practic păi, ce se prin primarii domnul? Și bat la ușă și nu mai ei bat la ușă. Că ce? Intră direct că la ciocănit la ușa, mai ciocănit unii. S-au făcut de râs pe la Mircea Badea. Ăia vin și zice, uite lista, uite votanții, eu sunt Gheorghe, am 4 mandate, vreau să candidez în continuare. Și simt PSD, că cred simt, că simt PSD-ul că la guvernare, da, simt da, că da. PSD-ul la ora ne place actuală, la putere, simt rău de la ora asta că PSD-ul le mai poate da o gură de oxigen bușon la bușon și ce hai toată lumea la PSD-ul. La USR-ul se prea ducă, nu prea se înțeleg, poate unii sunt mai creștini, mai tradiționali, nu sunt de acord cu doctrina promovată LGBT-ul. Gâște lăcuste și ce mai visează ăia pe la forurile mondiale și le pun în aplicare experimentală în România. La PMP-ul ăia smulți de drept și de fapt. De când a murit Băsescu politic. Ce este drept e că în alianța asta de dreapta ce s-a format cu Forța Dreptei și cu așa, doar USR-ul este păi pregnant. Spune ce s-a întâmplat. Am înțeles în schimb că la Forța Dreptei se va duce domnul Grivei, dacă ai auzit ceva. Păi dacă e Dan Vâlceanu acolo, deci să ducă și domnul Grivei. Așa am auzit, că de fapt dânsul va prelua maneta de la această... Știți care e problema? Nu contează cine prea. Atâta timp că Forța Dreptei vine din PNL-ul. Și oamenii să nu uite că PNL-ul, de când a luat frâiele, ne-a îndatorat ca stat, ne-a luat de aici și ne-a dus aici cu datoriile. Bă, frate, și tot PNL-ul, să nu uite gorjenii, dacă au minte și țin minte, că Virgil Popescu, în perioada PSD-PNL, a fost cel care a militat și a bătut din picior cât a putut de tare să se închidă CEO cât mai repede. Toată lumea încearcă să securizeze siguranța energetică națională. La noi nu, frate. Pune lacătul pe ușă, trimitem fraierii acasă, chiar dacă mare adevăr, pensii mare mai mari, nu contează să-i provocăm pe aia specialiștii să plece, ca să nu mai ai cu cine să mai poți să mai dai drumul în continuare, dacă cumva să vină alt partid patriotic și schimbă situația de a mai prelungi de la 2026, de exemplu, la 2035, sau să mai găsească vreo inginerie să mai facă. Pentru că ai luat banii europeni, trebuie să închizi. Așa e. E clar, nu mai merge evrăgeala, stai că nu azi, că mâine. E ca mortul ăla, ți-a plăcut să pui mâna pe bani, te pui în coștiu și aștepți, că e 2026 sau 2035, vine finalul. Problema e ce facem. Ce facem din 2025, adică din ianuarie, anul viitor, ce naiba facem? Pentru că nu vor mai fi alegeri încă 4 ani de zile și o să fie vai de noi. Problema este în felul următor, lumea nu conștientizează, vor mai veni bani europeni, că vin. Dar acum vor veni masiv, pentru că se închide mineritul. Și ce să mai vin din alte direcții, vor veni. E an electoral, 2024. Va veni lupul îmbrăcat în oaie, va bate la toate ușile, pe la căști, pe la apartamente, pe la bordee. Noi suntem cei mai buni, vă rugăm frumos, chiar dacă sunt de la PNL, acum sunt la PSD-ul, votați-ne. Eu sunt Vulpe, eu sunt Mangu, care sunt la PSD-ul și nu am făcut nimic, așa am ruinat comuna și stă pe acolo ca să ia salariu. O să-i vină rândul săptămâna viitoare și lumea îngă, să-i arăt ce a făcut alte prostii în premieră, nu stația de epurare, are ceva mult mai grav. Și
O să arăt cât pot, în calitatea mea de avertizor public, până ne găsim o formațiune politică. Dacă nu găsesc, eu nu sunt bolnav după funcție, nu sunt bolnav să fiu politician, dar o să fac tot posibilul, cu permisiunea TV Sud, care e o televiziune deschisă și îmi dă voie să prezint situația, cine sunt cei care au dus în cap economic județul Gorj, cine s-au transformat din roșu în galben, din galben în roșu, cine au băgat mâna în banii societății Complexul Energetic Oltenia, începând de la Greblă, Vulpe și alți domnitori, că ăștia sunt domnitori, nu pot să-i numești ele, cine a distrus sportul în Gorj, că dosarele penale nu sunt închise nici la ora actuală, și o să vă mai arăt cum v-am prezentat și cu asociația asta de dezvoltare intracomunitară, zona metropolitană Târgu Jiu, în care foarte mulți din 130.000, cred că 129.000, nici nu știu ce este, și nu știau că trebuie să plătească bani, și trebuie să gândească cel care iasă la vot, băi frate, pe cine mai trimite un consiliu local? Că uite, azi mi-a pus 2 lei, nu m-a întrebat, mâine mai pune 10 lei. Ei și-a avantajele, fac înțelegeri cu primarii, fac înțelegeri cu politicienii, pentru ei da. Să apucă de făcut investiții și își bagă copiii prin consilii de administrație, își prin locuri bine plătite, prin locuri de funcționari publici, merg balama cu procurorii și judecătorii care rățin dosarele la dos, la dospit, și noi o să rămânem mai săraci. Gândiți-vă, dacă acum câțiva ani eram 90.000 de bătan să ne ducem la 100.000, să depășim pragul acela de număr de aleși locali, să se mărească, să primim și noi subvenții mai multe de la statul român, acum am luat-o invers. Suntem la vale. 73.545, nu arată nimic. Deci în Consiliul Local pe cine trimiteți? Trimiteți tot pe aia care v-au mințit? Trimiteți fraților. Trimiteți complicii hoților de buzunare? Trimiteți pe aia care au jucat banii de la asociații la păcănele? Trimiteți pe aia care vă mint frumos că vă fac în fiecare an, vă renovează blocurile și scările? Promiteți-vă, frate, la oameni că ăștia sunt proști la Târgu Jiu și mănâncă puiul cu pene. Eu unul știu că nu tot ce zboară să mănâncă și nu mănânc puiul cu pene. Ascultă puțin. Ne jegmănesc zi de zi, nu mai știu pe ce să ne ia banii. Zona metropolitană este o altă găselniță prin care niște potentați ai vremii sunt angajați pe un salariu nesimțit, fără să facă nimic. La Arcan ne-am schimbat la față, am fost galbeni și ne-am făcut roșii, trăiască votanții și flotanții, asistații și vulnerabilii, că ei ne votează viitorul, spune doamna profesor Adina. Respect, vă aștept la Vladimir să vă arăt multe făcute de fostul primar Iană și Ion. Drum făcut cu 3 miliarde plătit și nu s-a făcut nici jumătate. Sau un WC-ul cu 100.000 de euro și multe altele, vă aștept la Vladimir Gorj. Ne transmite domnul Păuna. Valii, suntem prea puțini cei care spunem adevărul despre situația, despre situație și cu ce se întâmplă în Gorj, având alături o mână de jurnaliști cu coloană vertebrală. Anul 2024 este un an decisiv pentru Gorj și România de a schimba și scăpa de actuala clasă politică. Acum, știi cum e, Valii? Noi încercăm să le arătăm cetățenilor din județul Gorj. Dar știi cum e? Le punem pe masă, dar nu le băgăm și în traistă, știi? Încerc să le arăți cu documente, m-am cu săturat, dovezi, m-am că săturat, lucrurile nu sunt m-am corecte. M-am săturat să merg pe stradă să văd oameni triști. Nu o să vezi niciodată în județul Gorj un om vesel, decât cei care lucrează la stat se bucură că le-a intrat salariul. Ceilalți muncesc și bine majoritatea la limita sărăciei. Domnul Văcaru spune aici că eradichează sărăcia, dar a eradicat-o de-am plecat. 20 da, 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 este unul din obiectivele acestei asociații. Deci 90.000 am adus 70.000, am eradicat. Săraci au plecat la muncă în Anglia, într-adevăr, nu mai sunt săraci. Da, 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 și abandonul școlar de care am vorbit cu invitații. Și abandonul școlar, s-a ocupat foarte mult de abandonul școlar încât s-a mai dus 2 elevi la școală. Da, da. Și vorbesc de publicitate și de atragerea de turiști. Da, păi, știi ce aș fi vrut eu să se întâmple? Știi ce e ciudat, Ana Maria? Că în Târgu Jiu avem operele lui Brâncuș. Adevărat. Nici asociația, nici primăria, nici centrul Brâncuș, nici prefectul și nici nimeni nu s-au ocupat să facă o campanie agresivă la nivel național pe tot ce înseamnă media, pe tot ce înseamnă autobuze, stații, avioane și alea cum se fac în țările dezvoltate, să atragă turiști. Măcar am trăit din turism.
se deschide... Nu, ce s-a întâmplat la Timișoara cu expoziția Brâncuș. Acolo la noi s-a dat Brâncuș, o lecție deschisă Brâncuș, despre cum se vinde Brâncuș. Dar se vinde la Timișoara, domnilor autorități locale. Nu se vinde la Târgu Jiu, aici unde este patria lui Brâncuș. Este dureros că aducem în atenție Brâncuș, Brâncuș în fiecare an și toată lumea se uită în partea elaltă, că zic că li s-a acrit de atâta Brâncuș, dar săracul Brâncuș, ne lăudăm doar cu el la parastase și cam atâta, că ai văzut că nu s-a Brâncuș, făcut mare brânză. Aia nu e casa lui Brâncuș, că știi bine, casa lui Brâncuș e demontată, băgată în magazin la Pigui. Și când i-auzi, făcurăm poze la casa lui Brâncuș. Poți să-mi fac și o poze pe la unul care are o vilă pe aici de-a făcut afaceri cu statul și eu să-i spun, am făcut poze la mine acasă. Păi da, e la mine acasă, pentru că l-a furat bani publici și a făcut casă. Și din banii tăi, și din banii mei. Și vorbim acum de ce se întâmplă în județul Gorj. Am luat așa, săptămâna asta, Câlnicul. Nu, domnul Vulpe, n-am nimic cu tine, dar mă deranjez că nu ai tu pe o să ieși public, să-mi dai răspunsurile care ți le-am cerut, cum ai cheltuit banii, și eu am și eu așa, pe ocolite. Hai să vorbim ce ai făcut dumneata în comuna Câlnic, în 16 ani, acum faci încălzirea să fugi la PSD, uite așa ești, ești pe maraton. Când te-am întrebat ce ai făcut cu banii, mai bine te băteam. Ai fugit pe la primar să mă spune, domnule, lasă-l, că și el pe mitică, ca lumea, băia, ca lumea. Eu știi ce am văzut că a făcut? Deci sediul primăriei arată într-un mare fel. Asta am văzut. Lasă eu. Primăria, că toată lumea... Lângă primărie s-a făcut un centru pentru copii sau ceva de genul, un after school, care arată într-un mare fel. Ascultă-mă puțin. Parcul respectiv, care e acolo la... Știi că cetățenii, unde se făceau cetățenii, minerului... că cetățenii plătesc apă și canal în Câlnic. Nu știam. Deci pentru că am întrebat pe Tinoșanu, care e nepotul meu. Este apă și canal? Păi, dar nu merge instalația de epurare. Asta e grav. E pe fonduri europene și pe ăla. A făcut cu govora, au intrat în insolvență, bani vrea, inginerii. Acum au preluat-o alții, lacă-tu pe poartă, că ți-am trimis filmări. Dar cel mai circ și cel mai circ care îl are domnul Vulpe, și nu pot să-i iert asta, pentru că e vorba de bunicii noștri, chiar el spune, centru de zi și de îngrijire, permanent a bunicilor noștri. Păi știți unde l-a făcut, oameni buni? L-a făcut prin postietate într-o localitate numită Vâlceaua, care și el a uitat de ea, că nu are drum, e eco. Pe acolo mergi prin Pietriș și Bolovan, care se află, ca să vă spun traseul așa frumos, Vâlceaua, se află la 6 km de centru Câlnic, la 5 km de Câlnicul de Sus, 2 km de Didilești, 25 de km de Pinoasa, care e sat component. 7 km de Pieptani, 11 km de Găleșoaia, 7 km de Hodorasca. Deci toți oamenii din comuna Câlnic trebuie să aducă bătrânii, dacă vrea să aibă condiții, la Vâlceaua, uitați-vă ce drumuri neasfaltate au și pe ce coclauri băgată, și să-i lase de zi, vedeți că îi duci dimineața și trebuie să iei seara, că e de zi, nu e... Păi îți dai seama că trebuie să plătești taxiuri. E un centru de petrecere a timpului liber, probabil. Da. Ca un fel păi de cine vine de la Pinoasa, 25 km dus, ca de aici la Robinari, să-ți iei bătrânii de acasă, să-i duci la Robinari și după serviciu te duci să iei de la Robinari înapoi. Dar nu este singura... Păi nu e ăla, dar uite Găleșoaia, 22 de km. Știi că la Jupânești ziceau că fac bazin și ei n-au apă și canal. Adică ce păi se va întâmpla cu bazinul? Important este să cheltuiască banii. Alo, garda de mediu. Vezi că ce am văzut pe acolo, pe la asta, pe la șantier, e dezastru. Somnușor care mai ești pe acolo. Eu nu vreau post, cum zicea Berger, că la chiar post la garda de mediu, dar vă spun, e prăpăd, Vulpe, te vei duce la pușcărie, spune Vali, nu că te ameninți, dar te vei duce pe prostiile tale. Păi azi face o prostie, mâine alta. Când s-a te mai țină și pe tine e justiția în brațele? Chestia este că domnul primar Vulpe iasă în fiecare, la fiecare mandat a fost votat. Păi iasă, are iasă foarte că multe pentru mandate că la a plecat ce a fost tinere din localitate și a rămas cu cei bătrâni. Normal că îi mai duce la lăutar când e ziua aia lor, le mai dă câte un cotoi pe la drăguțe și nu mai spun. Păi cert este că are mare votanță, adică păi, știi care... Are votanță, votanța nu uite, sunt conștiinți. Eu, aici nu s-a mai discutat despre domnul Vulpe de când venea domnul Pupăzan, care era la PSD, acum nu știu dacă mai este la PSD. Și tot spunea aceeași chestie, că se duce cu plasa, că face, că n-a făcut, că nu știu ce. Nu am că nu știu cu plasa. Au făcut. Eu nu știu ce face nu, cu plasa. Nu, cu plasa în sensul cu... că se ducea cu cadouri de pași de Crăciun. Eu știu ce face cu banii publici. Și atâta tot pe oameni. Faza este că oamenilor le-a intrat pe ureche și le-a ieșit pe alta și tot pe domnul Vulpe l-au votat. În septembrie, cam asta este în septembrie când eram la SOS, în echipa lui domnul Fugaru, i-am făcut o petiție pe 233. Să-mi spună și mie, cum au cheltuit banii în ultimii 10 ani,
câte probleme au avut cu Curtea de Conturi. Curtea de Conturi, bineînțeles că mi l-a trimis și acolo, citește romane, cu angajerile, cu tot ce trebuie, să vedem cum a dezvoltat societatea. Nu a binevoit să răspundă, mi-a venit răspunsul de la ISC, de la alte instituții ale statului, care mi-a confirmat ce bănuiam eu că e jaf și jale la câlnic. Am făcut pe articolul 52 din Constituție, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, la avocatul poporului și la administrația prezidențială. Administrația prezidențială mi-a trimis de două ori, că i-a cerut lui domnul Vulpe să dea răspuns către subsemnatul. Bineînțeles că nu l-a interesat. Să spun drept, eu știam... Avocatul poporului a cerut oficial, nu i-a răspuns, și a doua oară a avut UPU de nesimțire, dar am trimis dovada că am și pe WhatsApp niște mesaje trimise cu domnul Vulpe, în care am arătat că era la cunoștință și am e-mail-ul, că e prin poștă electronică. Legea 233/2002 îmi dă voie ca să te petiționezi prin două metode. Prin poștă electronică și prin adresă scrisă, prin care i-am demonstrat încă o dată că minte, că eu am petițiile despre. Ce puteam să fac? Cum mă îndemnau unii din oraș? Dă-l în judecată pe 544 și pe 233 că nu ți-a răspuns și câștigi niște bani, că câștigi la contencios administrativ. Ca să dau în judecată și să mă bucur că iau 50 de milioane de spăgubiri, eu nu fac așa ceva. Pentru că eu tot de la amărâția care mai locuiesc în Câlnic, banii ei ar trebui să ajungă la ei pentru bunăstare. Nu se plătesc, să plătească Vulpe de spăgubiri că nu e capabil să răspundă. El în loc să răspundă, s-a dus. Vili, sună-l tu pe Vali că ești prieten cu el. Vili Pasăr mi-a fost coleg, mi-e la numărul 5 și am o relație de prietenie. Omul i-a spus, dumne, nu-l sun că mi-l pun în cap. Până la urmă de gura lui m-a sunat, i-a zis, Vili, care-i problema? Domnul Vulpe vrea să vorbească cu tine. Dă-i numărul de telefon să-mi aducă răspunsurile, care semnez de primire. Altceva n-am ce vorbi cu el. După aia s-a dus, a bătut bulevardul pe la Rovinari. Ăla, Robert, mi-e prieten, omul nici nu l-a luat în calcul. Mi-a spus, bă, dacă vrei să porți o discuție cu domnul Vulpe, dar nu vreau să am nicio legătură. Omul corect, că Robert așa a fost corect tot timpul. Nu s-a implicat și datorită faptului că și-a văzut de treaba lui la Rovinari, uite că se vede. A creat 2400 de locuri de muncă noi, la o populație de 10.246 de locuitori. Felicitări și bravo lui. Da, vreau să Vulpe, în loc să creeze bunăstare comunității, e ocupat să-mi pace cu mine, să nu-l reclam. Păi nu te reclamă, Vulpe, că am și eu minte cap să nu iau bani de pe amărâți. Pentru că la Câlnic, dacă te reclam, plătesc aia 2214 oameni care lucrează. Din păcate. Păi le mai iei și tu banii odată cu... Le mai iei și tu odată banii cu zona metropolitană, le mai iau și eu. Mă iei și tu cu afacerile tale pe buboase. Deci acolo, până la urmă tu lași de la tine. Manuță, ne pui și nouă numărul fix pe ecran dacă domnul primar vrea să intre într-o legătură telefonică cu noi. Primar, nu că și o să și încercăm să-l sunăm. Uite, pe scaunul ăsta îl așa pe domnul Vulpe cu mine în emisiune. Eu l-am sunat astăzi pe domnul primar, din păcate nu mi-a răspuns, tot pentru a mă lămuri care este situația cu acest cămin. Eu să spun, mă bucur că se fac lucruri în comunitate, Ana Maria, să face. Dar poate că ai tu dreptate că este ușor mai departe. Păi cine vine de la Găleșoaia 11 km să-și ducă bătrânii? 11 dus, 11 întors. Te duci să-l iei iară 11 dus, 11 întors. Ăla de la Pinoasa, unui dezastru național, cine vine mă că eu am pe mătușa mea, stă în Pinoasa. Cine vine, mă, 25 de kilometri dus, s-o duci dimineața și să te întorci înapoi, că trebuie să te duci la muncă sau unei ai treabă. Că nu o să stai acolo, planton cu bunicii. Te întorci iar 25, să fac oră 50. Iar te mai duci să iei, iar te mai duci să iei, duci acasă. Să mai fac oră 50. De la Câlnicul de Sus, sunt 5 kilometri. De la Hodorasca, 7. De la Pieptani, 7. Pe unde ajungi, mă, frate? Este ușor departe. Cea mai bună variantă, cum ai spus tu, a făcut astăzi colul ăla. A făcut și lucruri bune. E bun. De ce l-a făcut lângă el? Că e în centrul comunii. Comuna de rezidență are Câlnicul. Că de acolo erau 3 km până la Câlnicul poate de sus. Poate n-a avut terenuri, știi tu cum e. N-a avut terenuri. Până la sunt localități 4, care nu la mai au terenuri. Nu mai erau 7, erau 5. Până la Pieptani erau 5, nu mai erau 7. Gălășoia nu mai erau 11, erau 7. Deci e cel mai indicat dacă vrei să faci, faci în centrul comunii. Și dacă vrei să fii patriot, banii ăia care cheltuiești aiurea pe lăutari și pe ce faci tu petreceri, ca să... Păi n-a prea făcut. A făcut, ai văzut, o să mai facă, eu n-am văzut. Păi pe sport nici nu știu dacă au echipă de fotbal. Nu cred că mai au, nu știu, eu n-am văzut. Eu vorbesc de zile alea, pomenele lucrurile. Ale, da, da, da. Ia le un microbuz, două microbuze, că lui trebuie două, că sunt satele înșirate și se vede din două direcții. Și ia bătrânii și tu la centrul ăla acolo. Dar nu știu care pleacă de acasă să se apucă. Uite, asta ar fi o idee. Cred că i-ai dat o idee. Să le pune la dispoziție și transport local. Sper ca după 9 iunie să fie istorie, domnul Vulpe, pe la Câlnic. Slabe șanse. Eu zic că sunt slabe șanse pentru că
domnul Vulpe este de mult timp și eu zic că are un electorat stabil. Înseamnă indiferent că este de la PNL sau de la PSD. Înseamnă că electoratul ăla stabil înseamnă că își merită soarta și își merită să-și vadă copiii în poze și nepoții, pentru că ei au gonit din satul ăla. Cum să-l ții, mă, pe ăla în funcție? Că uite ce drumuri sunt pe acolo. Zici că ești eco, zici că ești în filmele cu Mărgelatul. Manu, dacă ai posibilitatea să-l sunăm și pe domnul primar, poate vrea să ne lămurească. Și cheamă-l că să ne lămurească legat de aceste aceste dezvăluiri făcute de Vali, să vedem dacă ne răspunde. Eu recunosc că am spus, da? Alo, bună seara. Alo, da. Domnul Vulpe? Domnul Vulpe, pe scăratul sunt, de ce nu răspundeți la petiții? Stați un pic că l-ați luat prea tare. Nu, am cu dânsul, ce am eu prima dată. Aveți o petiție în septembrie și v-am trimis și pe WhatsApp. De ce nu? Ca să vă informez. Alo, nu știu cu cine vorbesc. Cu peptenatul vorbiți, domnule, cu peptenatul. Numai puțin. Domnul primar, îmi cer scuze, da. Ana Maria sunt. Suntem în direct la Ora Adevărului. Invitatul meu este Vali Peptenatu, avertizor public. În timpul emisiunii ne-a pus în nu-l cunosc, nu știu cine. Ne cunoaștem destul de bine, mă rog. Și salutam înainte. Nu-l cunoașteți, mă cunoașteți pe mine, măcar poate puteți să ne lămuriți. Dânsul a prezentat aici o investiție pe care ați făcut-o la Vâlceaua, da? Un cămin pentru cămin de zi pentru persoanele vârstnice. Da. Vali spunea în emisiune că investiția ar fi una nebenefică pentru comunitate. Nu, am spus că nu-i făcută unde trebuie. Nu-i făcută unde trebuie, așa. Unde că ar fi departe, ar fi nu departe e făcută de... Cum nu e făcută? Nu e făcută în zona care trebuie. De ce l-ați făcut-o în zona de rezidență? Deci, unde aveți această finanțare a fost aprobată cu o condiție să pune în valoare o construcție veche. Ori acolo a fost un cămin cultural și am pus în valoare această clădire. A, deci a fost cu destinație altfel, precisă nu, pe acea clădire. Credeți că vine de la Pinoasa, că am și eu pe mătușa mea la Pinoasa, 25 de kilometri ca să stea acolo, e centru de permanență de zi. Nu înțeleg ce vrea să spun păi nu, deci că nu aveți vreo posibilitate, zice nu, Vali. Nu, lasă-mă să-i spună că fentează. Eu nu merg cu fente, mergem pe românește. De la Pinoasa la Vâlceaua sunt 25 de kilometri. Cine vine să stea la centru de zi? În acest proiect avem inclusiv achiziția unui autoturism care face transportul acestor persoane. Să dea Dumnezeu. Deci ați luat în calcul și acest aspect. Acum vreau să vă întreb, să vorbim așa politicos, că nu suntem pe stadion, nu suntem la meci. Ce se întâmplă cu stația de epurare? Că aveți fonduri europene, trebuia finalizată în 2019. Stația de epurare este un obiectiv care face parte din... proiectul rețea de canalizare funcționează? În comuna Câlnic funcționează? Cu termen de finalizare anul 2024. Decembrie 2024. Funcționează? Deci nu este acest obiectiv nu este finalizat, nu este dar când avea termenul inițial, era 2019 pe tablă cu fondurile europene. Ele au fost amânate datorită pandemii, datorită crizei. Nu pandemiei. Aduceți-vă aminte de societatea Govora. Această societate care a câștigat licitația a intrat în faliment. Dumneavoastră ca edil, nu vă informați. Mă lăsați să vorbesc. Mă lăsați să vorbesc. Nu, că eu vreau să te întreb două vorbe și după aia te las să vorbești dumneavoastră. Nu să te întreb, să vă întreb. Că nu, nu mai puțin, să vă întreb. Să vă întreb. Nu mai puțin, să răspundă. Vă întreb. Că vă aduc aminte și când am venit cu italianul ăla de la Loma Scații, tot la dumneavoastră în birou, i-a dat datele comunei. Și e Pier Paolo Nu cunosc. Asta e vorba de mai mult timp. Stai un pic. Două vorbe și închei. Doamna și Ana Maria, Lasă domnul Vulpe să spună. De ce refuzați să-mi spuneți cum ați cheltuit banii? Aveți petiție? Aveți primit de la președinția României? N-am nicio petiție cum nu aveți că Ana Maria? La comuna Câlnic. Cum nu aveți că... Trimitem din nou, A fost la domnul Billy Pastre în birou și la Robert Filip și m-au sunat. Să vă las în pace. Eu n-am fost la nimeni în birou. Îi chem la detectorul de minciuni pe cei doi și fac plângere. În birou la domnul primar. Ok, stai să-mi răspundă domnul primar. Deci, doamna Ana Maria. Imediat. Domnul primar, deci s-au prezentat aici două chestiuni. Una, cea cu căminul de zi pe care ați lămurit-o, că este un proiect indiferent... finanțat pe programul operațional regional, undeva la 600 și ceva de mii de euro,
care este în derulare cu finalizarea anul 2024. Am înțeles. Iar acesta, imediat, stai să terminăm. Iar acest proiect are prevăzut și mijloc de transport, adică ați inclusiv luat în calcul că oamenii sunt la distanță. Este achiziționat acest mijloc de transport pentru a deservi la persoanele la domiciliu. Am înțeles. A doua problemă pe care a ridicat-o Vali aici a fost cea cu stația de epurare. Spuneți că investiția este încă în curs. Încă în curs de derulare cu finalizare decembrie 2024. Uh-huh. Dar va fi cu siguranță dată în funcțiune mai devreme. 2024. Bun. Mai ziceai ceva, Vali, nu, de petiții? Nu, vreau să fac demonstrația că există și am o discuție pe WhatsApp cu domnul... Și în petiția respectivă, ce e cerut? Deci nu am nicio petiție o adresată să fac publică din partea imediat acum, ca să domn. Că am înțeles, o mai trimiți o dată petiția. Pentru erau alte întrebări... Aminte, președinția aminte că aveți două adrese de la președinție. Da, și am răspuns la cele două instituții, cum că nu există nicio petiție că înregistrată. Așa, dar în petițiile respective, Vali, ce-i cerai domnului primar? Să-mi spună cum a cheltuit banii. Asta pe investițiile astea de care am întrebat? Nu, pe tot ce înseamnă dreptul la informație, adică să primești... Doamna Ana Maria, da, ele sunt informații publice, se pot vedea oriunde. Eu vreau să-l primesc deci, personal. Inclusiv aceste licitații sunt publice, Maria. Se pot domnul Vulpe. Verifica pe domnul Vulpe. Absolut tot valoarea. Domnul Vulpe. Nu e nimic... Primăria Underline Câlnic Arondia Hop.com este a dumneavoastră? Primăria Underline Câlnic. Eu pot să vă spun că la noi, la Primăria Câlnic, noi deci n-a ajuns acest mail. Uite, facem altceva. Dacă te duci la domnul primar sau o trimiți prin poștă cu confirmare de primire, sunt niște investiții de care întrebați. Societate, câți asistați sociale aveți? Da, întreabă-i dacă e adresa de e-mail. Nu, câți locuitori cu drept de vot are comuna? Aia e problema mea cu ce cer eu. Spune-i la ce dată am trimis-o și dacă recunoaște adresa de e-mail. Doamna Ana Maria, acestea sunt toate aceste informații publice, le poate vedea pe orice... Adică încerc să vă spun că informațiile de degeaba... Am văzut, da. Faza este următoare. Nu, faza este următoarea. Toate aceste solicitări pe care le face Vali... Sunt, zic eu, de bun simț, de genul, câți cetățeni cu drept de vot aveți, câți asistați sociale. Da, se poate social adresa EPU-ului și comunica absolut nu tot. A EPU, eu mă adresez dumneata, că dumneata ești ordonator care se dat bani. E variabil acest număr, nu pot să spun astăzi că sunt eu un număr. Aveți, domnule primar, aveți un salariat în primărie care are atribuții de 544 de această și 233. Aici? Sigur că da, da. Cine răspunde? Până că la urmă nu. Cine răspunde că se fac mâine plângere penală? Până la urmă nu dumneavoastră răspundeți. Nu, că nu aceste... primarul trebuie să-mi dea răspuns. Asta vreau să spun. Am îndreptat-o spre soluționare. Fiind petiție... Primarul are un aparat în subordine, bineînțeles că împreună cu primarul răspund toți. Am înțeles, domnul primar. Domnul primar, o singură întrebare vă cer. Primăria, cu liniuță jos, nu cu minus, Câlnic, arondiahop.com este... Underline, se spune, da. Da, underline, dar am zis ca să înțeleagă și ceilalți. Este a dumneavoastră? Sigur, dar e a. Păi și atunci dacă eu am trimis-o și v-am trimis și dumneavoastră pe WhatsApp, că vă dau și nu am primit nimic. Nu trebuie să dați numărul pe ecran. Eu nu răspund la numele care nu le cunosc. Păi ne cunoaștem, că ne cunoaștem de la Moreno. Eu nu te-am văzut. Domnule, nu te-am văzut niciodată. Am înțeles. Eu zic că există o modalitate de a ajunge la un consens. Mâine. Și a trimis din nou această Maria. Mâine. Ce a făcut în viața lui? Ce a făcut în viața mea? Da? Un pom a plantat. Da, domnul Vulpe, acum chiar vreau să-ți dau o lecție. O lecție de viață, să mă pomenești tu și patru generații de aici încolo, că spun tu. Eu am schimbat legea în Islanda, întreabă-l pe șeful tău direct, Falcă și Rareș Bogdan, am creat petiția 4234. Eu n-am auzit de așa. N-ai creat-o, să o propun eu acum ție personal, să o vezi cu dedicație. Dar nu-i cazul de... Am schimbat legea în Islanda pentru 2000 de români, împreună cu șefii tăi, Rareș Bogdan și Falcă. Am schimbat viața românilor în Scoția, la braz, muncesc de 4 ani de zile și îți arăt ordinele de plată și locurile mele de muncă, unde doamna muncesc. Ana Maria, și eu am făcut reabilitarea gării. Eu vreau doar ca... Tu nu poți prezenta nimic în 16 ani de zile. Minciuni electorale, prezint la proiect. Vali, te rog. Eu îți prezint lucrurile ce am făcut eu. Că eu spun demonstrație la orice oră. Doamna Ana Maria, ați venit la noi. Mulțumim, domnule primar. O să-ți fac demonstrație publică ce am făcut eu. Adică, ce am făcut eu? Pasarela cine a reabilitat-o? Din adresa cui?
Am înțeles, dânsul s-a apărat ca urmare a acestor acuzații. Păi nu răspunde la ce a făcut cu banii publici. Ei spus că îi trimiți din nou acea petiție, eu trimit domnului primar și clarificați situația. Mulțumesc, domnule. Doamna Ana Maria, da, am avut acuzat că nu a făcut nimic. Nu mai puțin că n-au ce spune dânsul. Vă rog. Văd că tot spune, spuseră mulți cetățeni. Domnule, este unul care tot, să nu zic cum se pronunțară. Da, doamne, pronunțați-mă, că nu mă supăr. Iau eu... că plec eu la PSD. Doamna Ana Maria, eu sunt membru al Partidului Național Liberal din februarie 1990 și că eu voi candida în continuare de la Partidul Național Liberal pentru următorul mandat. Uite, domnul Vulpe, acum vorbesc cu domnul Vulpe, că meritați respect. Faptul că sunteți membru fondator și vă știu din perioada lui Moreda și știu că sunteți liberal, tot ce s-a auzit în mediul online, n-am spus eu. Palabragia care vă spun. Păcat, eu nu te știu și... Mă știți! Nici, eu vă spun că mă știți și o să vă arăt că mă știți. Nu știu deci care eu am cerut, chestiunea. Cum am cerut la dumneavoastră, am cerut și lui Mangu la PSD, am cerut și lui Cosmin Popescu la PSD. Deci la toată lumea am cerut. Și ce am făcut eu, o să vă trimit pe CV eu mă bucur. Personal, ca să vedeți că n-am pierdut timpul degeaba prin țara asta, iar Rareș Bogdan și Falcă o să-i nominalizez la PNL să vă trimită pe liniile partid că petiția aia care au promovat ei în Parlamentul European... Doamna Ana Maria, pe mine nu mă interesează. Haideți că facem altceva. Facem altceva, domnule. Doamna Ana Maria, ați fost la mine în comună. Asta spuneam și eu. Eu am spus că am văzut o parte din... Nu, eu am văzut o parte din investiții mie. Eu am rămas impresionată de... Explicați ce investiții de milioane de euro s-au adus. Asta vreau. Dar știți cum facem, domnule primar? Ca să fie... Venim împreună și predau petiția. Ori veniți împreună cu domnul Peptănatu, ori vă invit aici la o emisiune în care ar fi bine să... Arătați tuturor ce ați făcut. Cred că într-o emisiune nu am timp să... N-aveți timpul necesar. Atât pot să vă ofer. Poate două dacă este cazul, în așa fel încât cetățenii să înțeleagă. Poate cetățenii de acolo de la Câlnii știu. Dar uite, nu știe domnul Vali. Nu, câte lucruri s-au făcut în ultimii ani acolo la Câlnic. Eu mă bucur că ați prevăzut chestiunea acest asta cu transportul. Acest domn a venit și a filmat sediul vechi al primăriei, care de fapt nu mai funcționează. Păi da, dar scrie primăria ceva. Și consiliul local. Nu este acela. Da, primăria este o clădire deosebită. Eu cu Belger am găsit scris primăria și consiliul local. Da, dar nu este. Da, era un indicator în care scria clar că... Eu nu mă uit pe indicatoare. Eu dacă văd în stradă steagul României... Este adevărat că te induce oarecum în eroare, dar clădirea care s-a ridicat în spatele fostului sediu este una care rivalizează este unică cu, nu știu, cu comisii, domnul nici Vulpe, Consiliul Județean nu mai domnul Vulpe, vă felicit că rămâneți la PNL și nu vă trădați pe Ion Iordache. Una. Doi. O să vin personal să vă dau... Pe o să vă dau dacă sau pe altul. Eu nu o să vă dau, nu trădează pe o să vă dau CV-ul meu, ce am lucrat și ce am făcut pentru județul Gorj și ce am muncit și unde am muncit cu dovezile bancare, de unde vin sursele de finanțare și o să vă depun și petiția că vă arăt personal că a fost trimisă pe adresa dumneavoastră de e-mail. Posibil aveți angajați care vor să vă nu știu, facă. Poate nu a văzut sau poate dar volumul de muncă este nebun, foarte mare. Eu nu sunt nebun să cer la instituțiile prezidențiale și la avocatul poporului să mi se dea răspuns la ceva care știu că am trimis. Eu m-aș bucura, Vali, uite, acum domnul dar cunosc primar domnul este pe fir. Eu-l cunosc. Distanța de la Târgu Jiu la Câlnic nu este atât de mare. Așa, te duci până la dumnealui, îți expui întrebările, îți expui întrebările când și clarificat. Când vă găsesc, să vă dau personal. Luni vă găsesc? Da, oricând, eu sunt la program de la ora 1 la ora 6. Nu, mai aveți și probleme, chiar, că mai chiar mergeți la Ministerul Dezvoltării, să vedeți... mai mergeți la Consiliul Județean. Te așteaptă luni, ca să fie clarificat. Să vedeți, să vă arăt chiar toate investițiile. Nu trebuie, asta vreau să zic. Un alt scur care are inclusiv lui. Eu nu vin în control, eu vă depun o cerere. Eu zic, Vali, că o să fii impresionat când o să vezi și primăria și nu, centrul nu de lângă. Eu sunt impresionat când eu am fost impresionată să spun drept. Când îmi răspunde la ce am politici. Înțeles. Și după ce prezint situația mea, că am fost făcut, că trebuie să n-am sădit un pom. Nu, am reparat pasarela și am făcut multe. Am salvat stadionul din mână de la escrocii care luaseră cu pandurii, am recuperat marca și brandul pandurii. Care l-am rugat pe da, mă puțin mă interesează echipa Pandorii, că n-am păi nicio... Comuna Câlnic n-are nicio legătură cu echipa Pandorii. Nu, pasarela, pasarela. Am fular de la echipă, am susținut ala asta. Pasarela de pe unii. Pasarela vă interesează?
Nu știu, eu n-am nicio pasarelă în comparație. Nu, din Târgu Jiu. Păi spune, eu spun ce am făcut la mine, la Târgu Jiu, unde sunt activist civic. Dar am mai păi identificat nu știu ce s-a... Pasarela e la fel, n-am văzut ceva modificări. Păi e la fel pe sus. Am înțeles. Domnul primar, mulțumesc pentru intervenție. Mi-aș dori ca părțile deci să ajungă la un consens. Uite, luni vine valii la dumneavoastră. Eu nu certat cu domnul Vulpe și de câte ori trecea prin centru ne salutam. Era și pe la Simigerie. Dând să zice că nu te știe. Nu, poate nu vine să vă cunoașteți în momentul în care te duci acolo. Pasăre, o și să-ți arate domnul primar investit. Și vă arăt și numerele de telefon cu oamenii aia, nu-și fac joc. Și ați spus că să vă lasă în pace. Eu nu știu cu dumneavoastră și n-am ce de ce să vă lasă în pace. Păi, chiar de aia, te duci și vezi, te duci? Chiar, exact, a început campania electorală. Chiar e nebunie. Nu candidez, domnul Vulpe, nu candidez, că m-a dat și o șoacă afară. Am înțeles, mulțumesc. Pentru că eu nu pot să promovez în județul Gorj prostii. Eu spun ce văd. Nu mai este domnul niciun partid politic momentan. Mulțumesc, domnule primar, vă lansez încă o dată această invitație de a veni când doriți dumneavoastră aici la TV Sud să vă spuneți ce ați realizat și chiar vă rog să aveți un dialog cu domnul Vali Luni, dacă este posibil. Nu confruntăm ce am făcut eu în viața mea de toate zilele, am realizat pentru Târgu Jiu, ce am realizat pentru România și ce vreau să răspundă domnul Vulpe, dar nu? Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până...